Salmise Getuza, inima aurului dacic. Da, este locul în care dacii își depozitau comorile. Este, dacă vreți, trezoreria dacii. O trezorerie e necesară numai dacă ai ce să pui în ea. Și dacii aveau. Aveau cea mai mare cantitate de aur din Europa la vremea respectivă. De aceea plecăm cu povestea noastră de la Sarmise Getuza, capitala unui imperiu măreț, a cărui memorie merită cunoscută și salvată. Dacia a fost un imperiu din punct de vedere al importanței, al bogăției, al puterii pe care a avut-o în zonă. Nu degeaba romanii au pus ochii pe ea. Multe au fost bogățiile care i-au atras, dar în primul rând a fost aurul. În Dacia, aurul ieșea din pământ și curgea prin izvoarele și râurile munților Apuseni. Dacii au știut să prelucreze acest aur aluvionar, dar au știut și să-i jefuiască pe cei care le amenințau poziția. Așa că mult aur grecesc din cetățile de pe malul Mării Negre a ajuns în visteria viteazului Burebista. Deci, Dacia strălucea, iar romanii, în urma celor două războaie de cucerire, s-au ales cu o captură impresionantă. Acum, dacă ne luăm după cronici, se spune 130-160 de tone, de cifra nu este exactă, de aur au luat romanii atunci când au plecat. Romanii au luat foarte mult, pentru ei a fost enorm. Așa de mult s-au bucurat, au organizat cele mai mari serbări din istoria omenirii, 123 de zile. Au ridicat edificii în întreaga Romă, au prosperat din punct de vedere economic. Au redus șomajul în Imperiu, au scutit de taxe și impozite pe toți cetățenii romani pe timp de un an, deci a fost fabulos. Și din tot ce a însemnat Imperiul Roman, este evident că cel mai mult aur a fost luat din Dacia. Mult, dar nu tot. Legendele despre aurul dacic au ajuns până la noi și de-a lungul timpului au înfierbântat mințile celor care au sperat că se vor îmbogăți de pe urma comorilor din munții Apuseni. Acolo unde este aur, totdeauna este patimă, totdeauna este pasiune, este obsesie, este pierderea minții. Da, pentru că atunci când vezi aur și știi că ăla va fi al tău și tu te vei îmbogăți, îți pierzi mințile. Chiar așa? Da. Pe la mijlocul secolului al XVI-lea, guvernatorul Transilvaniei era cardinalul Martinuții. Multe construcții se leagă de numele său, dar în legătură cu povestea noastră, el a fost primul care a confiscat pentru visteria principatului comoara de monede de aur găsite la rădăcina unui copac lângă albia râului Strei, de către niște pescari sau luntrași. Și se zice că era atâta aur de puteai cumpăra o armată de 1000 de călăreți cu arme și cu cai cu tot. Aurul dacic de la Martinuții la Lazar. Cam așa este. A confiscat 400.000 de monede, după unii, după alții 40.000 de monede. Dar ce făceau cu aurul? Luntrași pe râul Strei. Ei l-au găsit într-o tainiță în malul râului. Da. Și s-au aflat imediat de ei și atunci Martinuții a venit și a confiscat acest aur. Din păcate, și acest aur probabil era jurat, pentru că era, atenție, păzit de doi șerpi de aur plini de monede. Ce erau acei șerpi? Altceva decât prima atestare documentară a actualelor brățări de aur. Și probabil că și acela a fost aur jurat, pentru că Martinuții a încurcat-o. Într-o noapte, ambasadorul Spaniei, Castaldo, a venit și i-a luat viața. Și a murit în plină bogăție, dar a murit. Vorbesc cu oamenii din sat despre aurul jurat. Adică, noi suntem trei frați, vin romanii, îngropăm împreună aurul în grădină, în curte, mă rog, sub casă, și îl jurăm să-l mănânce șerpii pe cel care va pune mâna fără ceilalți de față. Da. Poate unul mare, poate mortostrei, dar aurul poartă jurământul mai departe. Și apoi sunt legendele care încă circulă prin munții orăștiei despre ceea ce a însemnat aurul jurat la 1800, când
un țăran din ocolișul mic a găsit o gălată de galbeni. În câteva luni aici s-a umplut de lume cât pentru 6 sate adunate la oaltă. Veneau oameni și scormoneau, au umplut Valea de Cârciun și scormoneau și căutau aur și au găsit foarte mult aur. Atât de mult încât a atras atenția Vienei, care a trimis aici oameni care să cerceteze de unde se scoate atât aur. În general, cosoni și monede lizima. Dar blestemul aurului jurat nu i-a descurajat pe căutători. Dimpotrivă, poveștile despre existența comorii dacice din munții Orăștiei i-a făcut pe oameni să o caute cu frenezie. Mult timp a fost jurnalist și blestemul aurului a fost una dintre capitolele mele preferate. Am întâlnit peste 30 de cazuri de blestem al aurului. Oameni care au intrat în contact cu aurul și-au încurcat-o. Un accident de mașină, un accident de tren, o boală care a venit foarte repede, o moarte subită, și toți aveau legătură cu aurul. Da, cred. În foarte multe cazuri, v-am spus, sunt astfel de momente dramatice în viața celor care au intrat în contact cu aurul antic. Ies flăcări din pământ acolo unde e aur îngropat? Cred. Cu tărie, cred cu tărie. Și am văzut flacără arzând, ieșind din pământ. Păi și n-ați fost acolo? Nu am văzut, am fost foarte departe. Și a apărut brusc, s-a stins și am căutat acel loc, nu l-am identificat, dar am văzut-o. Și spun oameni, am mărturie de la foarte mulți localnici, că în preajma sânzienelor flăcările bat pe comori. Asta este din mitologia românilor. Dar care ar fi explicația științifică? E foarte greu să vă explic. O pungă de gaz din cocleala aurului care, la un moment dat, în contact cu aerul, face autoaprindere. Lăsând în urmă poveștile cu blesteme, să vedem totuși cum și de unde extrăgeau dacii aurul, ce tehnologie aveau și cum reușeau cu tehnica pe care o cunoșteau să producă asemenea bijuterii. În munții Apuseni era mult aur, dar dacii nu cunoșteau mineritul. Ei extrăgeau și prelucrau doar aurul adus la suprafață de apa râurilor, după o tehnică pe care o putem reconstitui și astăzi. Pepitele de aur se lăsau la fundul saitrocului de lemn. Apoi aurul era topit în cuptoare și se dădea o formă în tot felul de matrițe. Venim în peretele pârâului. Pârâul se numește Malița, este chiar în inima zonei miniere Stănija și faptul că mai sus de noi au fost multe lucrări miniere, inclusiv halde de steril, nu doar galerii de mină, apele au spălat acele reziduri sau au venit purtând aurul din minele vechi, avem șansa să găsim, dar după ce vom sorta granulometric, sunt ore de lucru pentru ore întregi, ore întregi și zile întregi. Chiar aici, pe acest con, ar trebui să apară. O să folosim și lupa să ne uităm pe șanțuleț. E ceva? Ar putea fi undeva pe aici. Aceste fire foarte, foarte fine. Da, aici ar putea fi, chiar aici. Apele care spală aceste halde de steril sau care vin din mină, ați văzut că mina este inundată, sau chiar dizolvă nu doar apa, ci alți reactivi, aceste stânci purtătoare de aur, fac ca materialul ce vine în această vale să conțină aur. Să ajungă în pârâu. Da, asta este explicația aurului aluvionar, mai ales în zonele aurifere. Acolo unde sunt mici curburi ale apei curgătoare, apa în decursul ei întâmpină puțin piedică, obstacol. O să încercăm să săpăm într-un perete, să zicem aici, da? Al depozitului aluvionar. De obicei, ne orientăm spre materialul mai mărunt. Avem nevoie să îndepărtăm stratul ăsta de vegetație. Nu prea avem noroc la aur, cel puțin nu din prima încercare. Da.
Dar probabil că dacă o să procedăm 30 de ani zi de zi, cum a făcut domnul Cătălina, om găsi ceva. Ioan Cătălina, la peste 80 de ani, nu mai are acum putere să caute aur. A căutat mulți ani și a și găsit, dar nu mai are niciun gram. A căutat aici, la Stănija, pe Valea Ciungilor, după cum l-a învățat bunicul său, și probabil așa cum o făceau și dacii acum 2000 de ani. Suntem în satul Stănija, din județul Hunedoara, în casa celui care, la un moment dat, a fost singurul autorizat să caute aur în pârâurile de aici, din zonă. De când ați început să căutați aur în pârâurile de aici? De când a căzut Ceaușescu, eu am căutat, că știam să dau la șaitruc. Am căutat de acolo și apoi am găsit într-un loc mai bine și am făcut acte și am exploatat. Am fost pe la pian acolo, auzat că s-a făcut atâta și atâta aur acolo. Am dat pe albia râului, nu a fost nimic, nimic absolut, dar vine un bătrân cu o vacă. Zice, domnule, caută eu ce e ăsta de aici. Era așa, după cum am vizitat, să vedea niște mai închis, mai deschis, așa după cum era. Și am căutat de acela și a fost aur. Așa. Și zic că e un fel de laborator, cum avea bunicul. Era acolo niște vreascuri și ce vezi acolo și ai trucul. Era ascuns? Hai, hai moșule, să mi arăți și mie să dai la șut. Mă nevea de careva și văd cum niște de mă moară. Când, nu, îi aducea de la siguranță coștiug, morți. Nu, și nu, mi-a arătat el, dar zice, hai pe părâu în sus, să ne vadă careva. Era un fag căzut, știi, și când cade rădăcinile, rămâne grop acolo. Da. Bunicul a băgat acolo niște minereu. Și vezi că acolo mereu pus de mine, am luat 2 saci și am făcut 80 de grame din 2 saci. Ați mai învățat pe cineva? Vă moștenește am cineva? Am învățat 22, au fost de la Roșia, că e bătrâni au murit și au rămas fără știință, fără... Nu știu, pe am școlarizat acești 20 și de copii am școlarizat. Ioan Cătălina e la pensie de 33 de ani și de atunci, cât a avut putere, a căutat aur câte 16 ore pe zi. Când începi, nu te mai poți opri. Adevărat că e ca un blestem. O parte din propria ogradă a lăsat-o asociației Casa Căutătorului de Aur din Stănija, ca să învețe și copiii cum extrăgeau dacii aurul pe aici. Când îl vedeam că e galben așa și îmi plăcea, nu? Ce să... E o muncă plăcută, știi, și... Și după aia cu granulele alea de aur, ce făceați? Nu-s granule, e făină. Aici e un aur foarte mărunt, foarte mărunt și foarte bun. Aici bate între 22 și 24. La 23 nu este acid, la 24 nu ajunge. La Roșia Montană e 14-16, deci e încă o dată de bun carate. Și după aia cu făina asta ce se întâmplă? Păi îl faci... Bagi într-o creuzetă, îl arzi și băci borax peste el și corpurile străine rămân în borax și aurul curge. Atât ai tăi. Un căutător de aur la 83 de ani care n-are un gram de aur în casă. Unde s-a mai pomenit așa ceva? La majoritatea. Cum așa? Așa e. Se duce aurul? Toți bine să-ți cere și îl dai și nu mai ai și gata. Laptop. Dar ce faceți pe laptop? Jucați șah? Șah, e. O, ce bine. Și muzică ascult acolo. A, bun. Asta e foarte bine. Și... Și cine câștigă la șah? Facebook-ul. Păi că eu câștig. Citiți și poezii? Da, da. Eminescu. Eminescu? Da. Am găsit-o prin ruptă tot. Vă plac cărțile? Îmi place singurul Eminescu, îmi place, restul nu-mi place nimic, mai e și Arghezii. Așa au strâns dacii tone de aur. Se spune că aurul se caută cu lupa și se cară cu căruța. Și cam așa s-a întâmplat și în munții Orăștiei. Au venit romanii cu tehnica lor avansată și au început să exploateze științific. Științific și eficient. Aveau metode avansate care le indicau unde să sape cu precizie după filoanele de aur. Mina de la Roșia Montană este dovada. Este unică în lume și ne dezvăluie secretul exploatării aurului de către romani.
Galeriile romane de la Roșia Montană sunt unice în lume. De aici au extras romanii sute de tone de aur. Alte sute de tone de aur se mai găsesc încă în Munții Apuseni. Ne aflăm în mijlocul uneia dintre cele mai valoroase comori ale României. La 100 de metri sub pământ ne aflăm într-o galerie din perioada Imperiului Roman. Are pereți înclinați cu o bază mai mare și mai înguști la tavan pentru o mai bună susținere. Și în acest fel nu mai era nevoie de stâlp de rezistență. Zidurile au urmele dălților care ne arată cu precizie direcția de săpare, iar în funcție de tăria rocii se poate vedea cât reușeau să sape într-o zi. Lucrarea minere se oprește, este reluată, Da. Cioplitura este de daltă și ciocan și vedem o etapă de lucru. Da, da, cât a durat etapa? Deci este 6 ore în funcție de tăria rocii, în funcție de unelte și în funcție de forța minerului. Păi de unde știți că 6 ore? Pentru că un opaiț antic, iluminatul antic, se făcea cu asemenea vase ceramice cu capac și cioc și dumneavoastră ați sesizat în pereți niște nișe a căror secret a fost elucidat. Așa și putem data tămblița. Și opaițele deci, erau puse aici? Atâta timp cât arde opaițul, da, sapă posesorul lui. Deci opaițul ne măsoară timpul de lucru. Putem observa că aceste nișe sunt dese, da, și atunci vedem cam cât avansează galeria în perioada de timp cât arde opaițul. Cam ce cantitate de aur au extras romanii de aici? Prima dată trebuie să vorbim despre cantitatea poate de aur a dacilor și se pomenește despre comoara lui Decebal și să știți că dacii, până la urmă, aflăm din mai multe surse că aveau de 30 de ori mai mult aur decât avea Imperiul Roman la data cuceririi Dacie. Da. Deci cantitatea de aur a dacilor a fost estimată, unii poate spun chiar mai mult. Însă, cred că este rezonabilă o cantitate de 500 de tone de aur. Este fantastică. Puterea Romei, vârful ei economic, tehnic și militar, s-a făcut cu o mare cantitate de aur din Dacia. Deci, în perioada exploatării romane, acestor galerii s-a extras în jur de 500 de tone de aur. Cam cât aur mai există încă aici, la Roșia Montană? La Roșia Montană este cel mai bogat zăcământ de aur și argint din Europa în acest moment. În antichitate se extragea o cantitate mare de aur dintr-o cantitate mică de minereu. Pe măsură ce timpul trece, se extrag cantități tot mai mici de metal prețios din cantități din ce în ce mai mari de minereu, pentru că zăcămintele se epuizează. În acest moment, piatra din jurul nostru, numită minereu auro-argentifer, are un conținut de circa un gram de aur la tonă, 6 până 10 grame de argint. Un gram de aur la tonă? La 1.000.000 de grame de piatră, ca să înțelegem. E dezamăgitor de puțin. Da. Însă, diseminat, metalul prețios face un zăcământ interesant și am spus o cantitate impresionantă, unul dintre cele mai bogate zăcăminte de aur și argint din Europa. Însă pe vremuri aurul se găsea în așa numitele vene aurifere. Da. Filoanele aurifere conțineau metal prețios nativ, filișoare, da, lamele, dendrite, paiete și grăuni. În acest loc, da, la o intersecție de lucrări miniere, se observă deasupra noastră o crăpătură, unde minerii antici au găsit un astfel de filon aurifer. Ne uimește până la urmă, da, această crăpătură înclinată cu 75-80 de grade pe direcție nord-vest-sud-est a fost intersectată de galeria antică pe care noi o parcurgem și a cărei intrare a fost aval de parcare sau de intrarea noastră în subteran cu vreo 100 de metri. Deci minerii antici ciopleau galeriile perpendicular pe direcția acestor zone bogate. Da. Și în astfel de zone, aurul se vedea cu ochiul liber. Da. Noi nu numai că stăm pe o comoară, suntem în interiorul comorii în acest moment. Problema este cum găsim comoara. Spatele extragerii acestor metale prețioase este istoria poporului nostru, care un pic este tangibilă la Roșia Montană prin aceste lucrări antice, medievale, moderne și din trecutul nostru recent. Demonstrăm cu mineritul Munții Apuseni continuitate, existență, identitate. Avem într-adevăr unicat european și mondial niște locuri unde oamenii încă pot să se întoarcă în timp. În alte părți ale Europei, chiar al lumii, nu putem să accesăm așa ceva, e ceva deosebit. Deosebit și unic este și Muzeul Aurului de la Brad. Acolo se păstrează exponate asupra cărora omul nu a intervenit în niciun fel. Așa cum arată ele astăzi, așa au fost găsite de către mineri în subteran.
Două dintre cele mai faimoase piese de aici, de la Muzeul Aurului Braț, sunt cele cu aspect de șopârlă, respectiv șarpe, iar una dintre acestea cântărește 4,5 grame de aur și în anul 1937 a reprezentat România la expoziție universală de la Paris, fiind asigurată pe perioada expunerii la 2 milioane de lire. 2 milioane de lire sterline? Asta numai datorită formei sale unice, nu a cantității de aur. Da? Extraordinar, da, pentru că ele sunt foarte rare. Avem balerina. Da, avem... este o piesă de o raritate deosebită. Balerina? Acolo avem o asociere unică de cristale de aur. Poveștile despre aurul din Apuseni sunt nesfârșite. La fel poate și aurul care mai așteaptă să fie descoperit în mină sau în ascunzătorile hoților. Dar cea mai râvnită este comoara lui Decebal, pe care mulți au încercat să o găsească și mai mulți sunt convinși că există. În comoara lui Decebal cred mai mult ca orice. Comoara lui Decebal a existat și probabil că mai există. Unde? Probabil că cea din Albia Râului Strei a fost luată de către romani, dar după estimările geologilor, pentru aurul scos de la Roșia Montană și de la Săcărâm sau din zona Bradului, cantitatea de aur ar fi trebuit să fie mult mai mare decât cele 130-160 de tone de aur duse de romani și cele câteva tone descoperite de căutători în diferite perioade, la 1543, la 1801-1806, în perioada Cosoneadei moderne, cum îi spunem noi, din 97 încoace, daci au fost suficient de șireți ca să-și pună la adăpost adevărata comoară. Și tot mai mult se dovedește că acel Bicilis, trădătorul lui Decebal, practic nu a fost un trădător, ci a fost un pion otrăvit. Adică a arătat romanilor o parte a comorii, ei s-au bucurat foarte mult, a fost enorm pentru ei, dar voi luați-vă jucăria, plecați cu ea și bucurați-vă de ea, restul rămâne aici. În zona Sarmii Sigetuzei, de unde s-au furat bunuri patrimoniale în valoare de zeci de milioane de euro, nu se mai fură. Acum este liniște. Acum aurul stă și așteaptă să vină arheologii să-l scoată. Zona sacră a Sarmii Sigetuzei cu zona militară, cu băile romane, nu reprezintă decât o parte infimă, doar 5% din ceea ce este Sarmii Sigetuza, de fapt. Vă dați seama câte comori mai așteaptă să fie încă descoperite și nu comori din aur, informații care să repună Dacia pe locul pe care îl merită de mare civilizație, înfloritoare civilizație a lumii antice.